Înainte să începem videoclipul de astăzi, intră pe Stickered, pagina mea de Instagram, de unde poți comanda stickere personalizate cu doar 2 lei, sunt rezistente la apă și dacă comanzi peste 30, livrarea este gratuită, ai linkul în descriere. Am vorbit de multe ori despre importanța aspectului fizic și în alte videoclipuri, dar poate totuși încă îți pui întrebarea: de ce să arăt mai bine? Cu ce mă ajută dacă arăt mai bine? Sunt mai multe motive, dar am să-ți ofer doar 3. Primul este că o să ai o părere mai bună despre tine pentru că în sfârșit ai făcut ceva ca să te îmbunătățești. Al doilea motiv este că oamenii o să te aprecieze mai mult pentru că e nevoie de disciplină și efort continuu ca să ai grijă de modul în care arăți și de modul în care te prezinți în lume. Iar în societatea în care trăim, efortul și disciplina sunt sau cel puțin ar trebui să fie apreciate. Și al treilea motiv, vei deveni mai atractiv în ochii fetelor și cu toții știm cât de important este acest aspect, mai ales când ești tânăr. O idee foarte interesantă pe care am preluat-o de la Jordan Peterson este următoarea. Dacă nicio fată nu te place, problema nu e la toate fetele, e la tine. Deci dacă te întreb de ce nu ai avut niciodată o iubită sau de ce nicio fată nu vrea să vorbească cu tine, este pentru că nu ai făcut ce trebuia ca să poți schimba tot ce poți schimba la tine. Bineînțeles că și evoluția mentală este la fel de importantă, adică degeaba ești frumos dacă scoți numai prostii pe gură, însă astăzi vom vorbi despre evoluția fizică. Îți voi spune 5 lucruri pe care le poți implementa în viața ta chiar acum și îți garantez că te vor face să arăți mult mai bine. Dar atenție! Aceste lucruri trebuie să le faci în mod repetat, consistent, până devin o rutină, până devin parte din tine, pentru că nu sunt lucruri pe care le faci odată și bam, arăți bine toată viața. Așa că scrie-le la notițe sau pe o foaie de hârtie ca să nu le uiți. Să-i dăm drumul. Primul lucru pe care trebuie să-l faci ca să arăți mai bine începând de azi este să mănânci sănătos. Asta înseamnă să mănânci mâncare cât se poate de naturală, fără ingrediente procesate chimic. Așa că lasă-o mai ușor cu dulciurile, le poți înlocui cu fructe care sunt tot dulci, poți înlocui sucurile acidulate cu sucuri 100% naturale, eu beau numai de portocale și de mere, și unul cu aloe vera care nu e în totalitate natural, dar e pe aproape. De asemenea, nu uita de apă, e foarte important să bei în fiecare zi apă, cel puțin 1,5 litri. De aproape un an am început să-mi gătesc singur și chestia asta e și o pedeapsă, dar și o binecuvântare. Pedeapsă pentru că e greu să-ți gătesc singur, dar am găsit câteva rețete pe internet care m-au ajutat. Și binecuvântare pentru că pot să-mi gătesc ceea ce îmi place. Cel mai probabil tu ești în situația în care îți gătesc părinții și nu contează atât de mult ce gătesc, cât ce ingrediente folosesc. Așa că data viitoare când părinții tăi se duc la cumpărături, du-te și tu cu ei și citește fiecare eticheta a fiecărui produs ca să vezi ce conține și ce mănânci. Iar dacă pe etichetă scrie ceva de conservanți, coloranți și alte cuvinte pe care nici măcar nu poți să le pronunți, acel produs nu e natural și cel mai probabil nici prea bun pentru tine. Acele cuvinte pe care nu poți să le pronunți sunt chimicale făcute în laborator ca să dea un gust mai bun sau să facă produsul să țină mai mult ca să nu se strice. Acum poate te gândești că dacă îți spun toate astea, eu trebuie să mănânc numai mâncăruri sănătoase. Ei bine, nu e cazul. Nu mănânc doar natural și sănătos, asta în mare măsură pentru că e greu să te abții, dar consider că e foarte important să știi ce mănânci și să încerci măcar să mănânci mai sănătos. Al doilea lucru pe care îl poți face ca să arăți mai bine, începând de azi sau mâine, este să folosești produse pentru păr. Nu-ți lăsa părul la voia întâmplării. Dacă vrei să-l controlezi și să-l modelezi după cum dorești, trebuie să folosești produse pentru păr, pentru că altfel, neîngrijit, nearanjat, va arăta rău. Bun, am stabilit că e important să folosești produse de păr ca să arăți mai bine, însă poate te întrebi ce fel de produse. În trecut, mama mea lucra la un magazin de cosmetice și acum 4 ani, la începutul liceului, am cumpărat un exemplar din fiecare gamă de produse de păr pe care o avea în magazin. Asta ca să găsesc produsul care se potrivește cel mai bine pentru mine, poți încerca și tu la fel. Nu-l vei găsi din prima, dar cu cât încerci mai multe, cu atât vei avea șanse mai mari. Și încă ceva, degeaba ai găsit produsul perfect dacă nu știi cum să-l folosești, așa că am să-ți spun un mic ghid în acest video, însă am făcut alte videoclipuri mult mai detaliate pe tema părului, le poți verifica pe canal. Așadar, prima dată trebuie să te speli pe cap de fiecare dată când îți aranjezi părul ca să o iei de la zero, în al doilea rând trebuie să îți usuci părul în direcția în care vrei să stea și abia apoi să folosești produsul care poate fi o pastă, o ceară, o pomadă, depinde de stilul pe care îl dorești. Așa că fugi și cumpără-ți un produs pentru păr pentru că e enervant să dai cu mâna prin el toată ziua. Al treilea lucru pe care poți să-l faci chiar acum ca să arăți mai bine este să faci sport.
fă niște abdomene în timp ce te uiți la video. Uite, nu o să insist prea mult pe importanța mișcării, e clar că dacă faci sport și lucrezi mușchii, o să fii mai atractiv și mai sănătos, dar pot să spun că sportul poate schimba în totalitate modul în care te vezi pe tine, te simți mai încrezător, mai energic. Și crede-mă că nu strică deloc când primești complimente de la cei care au observat schimbarea corpului tău. Te simți bine. Totuși, cel mai greu lucru este să te ții de sport, de mișcare, de sală. Toată lumea poate merge la sală pentru o zi, dar a doua zi, când te doare, e mai greu. Cheia este să-ți aduci aminte constant de ce mergi la sală. Poate să slăbești, poate să pui masă musculară. Important este să ai acea determinare. Al patrulea lucru pe care poți să-l faci ca să arăți mai bine este să-ți reîmprospătezi șifonierul. Aruncă hainele vechi, rupte, decolorate, care nu mai pot fi aduse la starea inițială sau dacă ai posibilitatea, reciclează-le. Multă lume nu știe, dar în mall-uri și în magazinele mari precum H&M, Zara, Pull&Bear, sunt aceste centre de reciclare. Poți să te duci cu plasa cu hainele vechi la casierie și primești un cupon de reducere. Nu e mare lucru, am făcut asta odată și am primit 50 de lei. Însă oricum cred că e mai bine așa decât să ajungă la groapa de gunoi. Măcar o dată pe an ai putea să-ți faci curat în șifonier, să arunci hainele vechi pe care nu le mai porți și să-ți cumperi altele noi. Poate să încerci și stiluri diferite de la vedetele pe care le urmărești și uite așa îți schimbi complet look-ul, încerci chestii noi, decât să porți același tricou pe care l-ai purtat o viață întreagă, aceeași cămașă, aceiași pantaloni. Poți încerca chestii noi, pentru că altfel, dacă nu încerci stiluri diferite, nu vei găsi niciodată stilul care te avantajează pe tine cel mai mult. Sigur, încercând stiluri diferite, se poate să arăți complet caragios, însă ăsta este riscul pe care trebuie să ți-l asumi când te avânți în necunoscut, altfel vei stagna. Și în final, al cincelea lucru pe care poți să-l faci începând de acum ca să arăți mai bine, este să-ți lași barba să crească. Las-o să crească și s-ar putea să fii surprins, s-ar putea să-ți placă. Așa arată barba mea după aproape 2 luni de crescut. E o decizie pe care am luat-o împreună cu frizerul meu pentru că și el are o barbă asemănătoare și am zis, bă, hai să încerc și eu. Nu e o barbă ajunsă la maturitate, dar așa cum este, îmi place. Însă dacă ai prea multe pete fără păr sau doar mustață, e bine rade fiecare fir pentru că altfel nu arată bine. Barba e o chestie genetică, adică nu o poți face să crească mai repede și sunt unii oameni care nu au deloc barbă nici la 60 de ani. Dacă te afli printre ghinioniști, ei bine, concentrează-te mai mult pe păr. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să-mi dați un follow la Eddie Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu în reușită, nu un rateu. Pa, pa!